Primăria municipiului Deva a plătit pe 31 august o nouă tranșă de bani din bugetul local către Spitalul Județean de Urgență Deva. Municipalitatea a virat peste 130.000 de lei destinate secției interne pentru achiziționarea unei mașini de spălat profesionale și soluție dezinfectantă pentru endoscoape, conform unei hotărâri de Consiliul Local. Primăria municipiului Deva a alocat Spitalului Județean din 2018 și până în prezent aproape 6 milioane de lei, echivalentul a peste 1,25 milioane de euro. Din banii alocați de primăria Deva, Spitalul Județean a achiziționat aparate de ventilație mecanică pentru secția de ATI, echipamente de protecție și material sanitar pentru prevenirea și combaterea COVID-19, precum și alte echipamente și aparatură pentru dotarea secțiilor. Spitalul Județean de Urgență este în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, însă sănătatea devenilor și calitatea actului medical sunt prioritare pentru administrația publică locală, a declarat primarul Florin Oancea. Oancea mai declară că primăria și Consiliul Local Deva vor susține și în continuare logistic și financiar Spitalul Județean pentru achiziționarea de aparatură și echipamente medicale conform solicitărilor șefilor de secții.